Din copilărie port cu mine alintări, dezmiertări, dar și atingeri care aș fi vrut să nu existe. Simt și azi atingerile pe care nu le-am cerut. Suntem rezultatul tuturor atingerilor pe care le-am trăit, dorite și nedorite. Învață copiii să se apere de cele nedorite, să se protejeze de agresiunea sexuală, să ceară ajutorul unei persoane de încredere sau la 116-111. Lumea arde și la propriu și la figurat, iar noi ne-am tras la umbră cu un om liber, un om care nădăjduiesc să-mi pună o pilă la unul dintre cei mai importanți oameni din lume. Este vorba despre Vladimir Putin. Sigur, ar putea să mă pună într-o relație directă și cu cei care conduc China, pentru că invitatul meu de astăzi este în media scanat ca fiind unul dintre oamenii apropiați de cercurile de influență din jurul lui Vladimir Putin, din jurul lui Adolf Hitler, din jurul tuturor oamenilor care de-a lungul timpului au făcut nu de puține ori în România senzație, cu ghilimelele de rigoare. Maestrul Dan Puric, la umbră, aci, în buza pădurii, lângă noi. Maestre, ce faceți? Am fost atât de emoționat de prezentare că nu mai știu ce să fac. În primul rând, mă gândesc la acea categorie de oameni care chiar vor să crede că sunt... A fost deja o redactare în ziarul Sputnik cu Dan Puric, Dan Puric în sus, Dan Puric în jos, și la un moment dat a greșit și a scris Dan Putin. Și cineva mi-a zis, las-o așa, că în România ei merg pe principiul lui, dumneata știi cine sunt eu, mă? E bună aura asta pe care au creat-o, mă rog, anumiți oameni. De ce? Apropo de omul liber, orice om care are prin natura lui facultatea aceasta de a vorbi liber, dezinhibat, este suspectat. Cineva m-a întrebat și că pe cine e în spate? Și m-am uitat așa, zic, n-am pe nimeni. Zic că am sus pe Dumnezeu și pe mama, jos la Sfânta Vineri care mă așteaptă. N-a crezut. N-a crezut, a zis că e o șmecherie de genul ăsta. Sunt mai multe care mă coboară pe capul meu, că sunt și membru al ocultei, că am fost informator al securității. Ele trebuie lăsate așa. Zice, qui s'excuse, s'accuse. Cine se scuze, se acuză. De ce trebuie lăsat așa? Pentru turma destul de imbecilă, ele au valoare de protecție. Adică acolo și chiar pentru serviciile imbecile, ele au valoare de protecție. În schimb, pentru oameni inteligenți, libertatea este un dar care ți-l faci în fiecare zi. Și atunci trebuie să punem libertatea la lucru. Până și prezentarea pe care ai făcut-o este o poartă către libertate. Este o poartă către libertate și în același timp o constatare, pentru că în România sunt etape. Am intrat într-o etapă în care se poartă naționalismul. Este o inflație de patriotism pe posturile de televiziune, în media, în mediul online. Oameni care până acum se uitau la unul care își punea tricolorul în piept ca la un bolnav de sifilis, s-au devenit dintr-o dată și se erijează în mari patrioți. Au ocupat și acest front și, bineînțeles, au reușit să-l și compromită. Păi, tocmai de asta s-au ocupat, ca să-l compromită. E foarte bună remarca, trebuie dublat. Dracul întotdeauna dublează sau protezează un fenomen ca să îi termine autenticitatea.
Au făcut din naționalism, întâi l-au etichetat ca fiind foarte periculos și acum, ca să-l anestezieze, îl dublează. Se zice că într-o poveste bucovineană, ce interesant este că întotdeauna îți găsești izbăvirea în popor, în înțelepciunea lui. Într-o poveste bucovineană se spune că Dumnezeu a făcut o casă și a vrut și dracul să facă o casă. Și a făcut-o, dar n-avea uși și ferestre și în final l-a chemat tot pe Dumnezeu. A vrut să facă și o vioară, dar nu cânta. Și l-a chemat tot pe Dumnezeu. Nu poate dracu de unul singur. Așa că naționalismul ăsta scos acum de butaforie, el moare, se surpă. Are poporul român un instinct al lui interior extraordinar, unde își dă seama de fariseism. În primul rând, vorba doctorului Raciu la procesul memorandiștilor, când a zis că condiția unui popor nu se discută, se afirmă. Patriotismul se afirmă. Ce să facem atâtea discuții, mai ales în contextul în care ideea de națiune este condamnată, se dorește o regionalizare, o topire, o diluare a unei paradigme. Ideea de națiune dispare. Ea a fost atacată chiar de când a înmugurit în sufletul popoarelor care vreau să aibă identitate. Marx spunea că națiunea este un produs politic și economic a unui proces istoric și că va dispare odată cu acest proces. După el a rămas, au venit urmași postmoderni, deconstructiviștii, care au spus că e o himeră, e un mental așa comun. Sau e un truc al burghezii de a-ți face o piață de desfacere. Și eu am zis, foarte atrăgătoare aceste idei. Dar mă gândeam la țăranul ăla care stătea cu mâna pătrăgaci în primul război mondial, care a plecat la luptă cu haine de vară și de cele mai multe ori fără bocanci cu nojițe sau chiar desculți, să-i fi spus cineva înainte la atac pentru un produs istoric. Și freamătă pământul de eroi, de sufletele acestea cutremurătoare pe care doar biserica le mai pomenește, pentru că manualele au fost golite de așa ceva. Ele sunt alternative. Eu, săracul în tranșă, n-avea altă alternativă decât să moară pentru țară. M-a marcat un exemplu pe care l-ați dat într-una din conferințele susținute în ultima vreme, referitor la soldații care erau dezgropați pentru a le se lua uniformă. Da, și reciclată. E un articol pe care l-am găsit-o lui Panfil și Caru, că în perioada aia, imediat după ce am intrat în război și ne-au făcut praf, Partidul Liberal de la conducere de atunci a dat un ordin rapid de dezgropare și de reciclare a uniformelor și soldații au zis, măcar lăsați-ne izmenele pe noi ca atunci când vom fi fața lui Hristos să nu fim goi. Este cutremurător. Erau și atunci lichele, cum sunt și acum, dar nu lichele au făcut istoria, ci oamenii ăștia în izmene și desculți. E bine de văzut, pentru că trăim într-o perioadă de desensibilizare, de depărtare sufletească. Ceea ce ai spus și bine ai motivat, pe semne, excesul de naționalist e făcut ca să ajungă la saturație. Și așa un om care, cum să spun, simte românește, este considerat anacronic, este considerat învechit. Dar pentru restul populației trebuie creată așa o saturație. Și atunci, cum am zis, se dublează lucrul acesta ca să creeze o asfixie. De fapt, ceea ce remarc e un aer social. Te gândi vreodată că uite cum e aerul ăsta curat aici, ozonizat, asigurat de molizi ăștia, de pini, de brazi? Așa e pentru un popor, așa sunt conștiințele. Îți asigură un oxigen sufletesc, un Eminescu, un Bogdan Petrice cu HD, un Nicolae Iorga, un George Enescu, un Prâncuș, îți asigură un aer ozonizat. Ceilalți îți asigură un aer social toxic, a se vedea astăzi,
cred că prin secolul XVIII au descoperit că există mai multe calități ale aerului. Există oxigen, dar există și dioxid de carbon și amoniac și că există și, adică sunt formă de gaze și există și din astea gaze anesteziante. De exemplu, ce se întâmplă în România este un aer toxic, un aer care nu este benefic creșterii la înălțime, pe verticală. Eminescu avea o teorie teribilă a selecției inverse. Se creează un mediu degenerativ pentru valoare și unde cresc numai leprele, numai lichelele. A se vedea, de exemplu, proiectul de România Educată sau a se vedea tot ceea ce s-a creat în România de 30 de ani. Este un spațiu de tip degenerativ pentru valoare. Tineretului din România nu îi se dă un câmp de manifestare și atunci el moare, se usucă. Nu îi se dă un câmp autentic. I s-au dat câmpul de transnațională și de, cum să zic, politică din asta împotriva țării, unde el câștigă bani dacă insultă România, dacă atacă fondul, matca sufletească. Vreau să spun ceva în drum spre, adică întâlnirea noastră de astăzi. Albinele, am citit undeva și mi se pare un lucru extraordinar, consideră România că este un stup, ca orice colectivitate. Metafora este foarte bună, sau mai bine zis, analogia. Albinele au o boală infecțioasă, la un moment dat, teribilă, se numește defect de clocire. Adică, la un moment dat, anumite larve sunt infectate și astea transmit întregului stup infecția. Și ce au constatat apicultorii care cultivă mai multe rase de albine? Dom'le, există rase igienice, dom'le. Sunt albine care detectează larvele bolnave din timp, din găoace, le scoate din alveolă, dă capacul ăla de ceară la o parte, le scoate din alveolă și aruncă afară din stup. Gândește-te că noi, românii, ar trebui să avem această rasă igienică, să scoatem pe clociții ăștia făcuți în burse europene antiromânești și să-i aruncăm afară din stup. Pentru că dacă îi lași să evolueze, spune mai afară, nu-i omor, nu-i ucizi, dar îi arunci afară din stup. Și atunci, cum să zic, aici vorbea Eminescu de românul mare. Știi când tot a fost acum sărbătorirea de la Pudna, el zicea Eminescu să ne întâlnim cu românul mare. Pe românul mare era Ștefan. Iar el era românul absolut. Se credea în celula moral impenetrabilă a poporului român, deci rasa superioară de român. E această rasă igienică, să-i scoți pe ăștia care acum sunt în partii de în guvern, în cultură, să rasa superioară de român identifică, este o rasă igienică. Dacă mai rămân în acest popor, această rasă igienică, poporul are toate datele să se regenereze. Dar cum se fac eforturi fantastice cu miliarde de dolari ca să nu se regenereze, este o luptă. Că tot am ajuns la acest capitol, 30 de ani de ofensivă, de poluare a sufletului românesc, ați decis să plecați din Teatrul Național, ați spus de câteva ori de ce, ați prezentat motivele pentru care ați făcut acest lucru. V-aș întreba când a început degradarea Teatrului Românesc, când a început această prostituție în cultura românească, care s-a accelerat atât de mult în ultimii ani? În primul rând, trebuie detectat faptul că lucrul acesta nu s-a făcut întâmplător, ci foarte programat în etape succesive. El urmărește planul lui Antonio Gramsci, care îi scria tovarășului Stalin că nu vă face față cu homo sovieticus, că e prin violență. A zis nu. Trebuie mers marșul lung, zicea, prin cultură, prin educație, în familie. America a căzut din 1960 și am văzut un american conservator care spunea America a căzut din 1960 de când a scos religia din școli. Și-au băgat educație sexuală, au băgat revoluție sexuală, au băgat o felul de revoluție de genul acesta biologice, în care omul să fie chemat în specie, să nu mai aibă transcendență și când nu mai ai tensiunea cerului, omul cade în subsolul ființei. Poți să faci cu el ce vrei, la subsol este ceva îngrozitor. Și atunci trebuie văzut că programul a ajuns cu întârziere. S-a așteptat să ieșim din ghetoul comunist ca să intrăm în lagărul acesta de distrugere. Ei au constatat că familia poate să subziste prin legătura aceasta naturală și credința. Și atunci s-au focalizat ca să distrugă. Teatrul este un vector de sănătate publică și atunci trebuia infestat. Cultura, literatura, să ne uităm la primele Nobel pentru, sau la primele Oscar pentru, sau primele de la Cannes,
sunt toate date pe cei care, cum să zic, au devenit vectori de infecție pentru natura omului, pentru anormalizare, pentru patologizare, sunt premiați și se cultivă patologizarea sub semnul libertății. Îi confundă libertinul, nu confundă, îi dă bietului tânăr libertinajul și zice asta este libertatea. Dar e de fapt, știi la ce asistăm? La o inundație. Eu sunt crescut, am copilărit la țară, la Nehoi, unde e râul Buzău, la fel de frumos și de vertiginos ca și Jiu. De câte ori vin aici, iubesc Jiu, care are ceva curat în el, ceva, cum să spun, de o natură nemaipomenită. De câte ori îl văd, îmi reamintesc de libertatea de a fi. Așa și la Buzău. Și Buzău, o să zic ce legătură are cu fenomenul social. O poveste din copilărie. Păi are una, pentru că spectatorii n-au nevoie de atât de teorii sociale, cât de imagini care să, dintr-o dată, într-o fracțiune de secundă, el să facă o asociație. Au hotărât să facă un baraj acolo mare, la Siriu, acum 40 de ani, și au venit niște ingineri, constructori, și au zis, ha, un râuleț de munte, noi am făcut Dunărea. Și numai că Dumnezeu, într-o noapte, a creat o inundație fantastică. Și știu că pe la două noapte am fost și-o trezit, s-a dat alarma și am văzut apa râului Buzău venind cu o înălțime uriașă de 30 de metri, cu bușteni, cu stânci uriașe care se loveau între ele în apă și scoteau flăcări în apă. A fost apocaliptic. Au luat un pod de metal și l-au zvârlit la 6 km, așa ca pe, în câteva secunde. Și atunci ei s-au îngrozit și nu au mai făcut baraj, așa ca la porții de fier, ci au turnat un munte în 20 de ani și barajul de la Siriu. Dar ce am constatat? Că eram copilaș și mă duceam la pește. S-a mărit albia, uriașă a devenit. Și am văzut acolo cotețe cu porci, câini pe cotețe, ceva, parcă când se lua toată țara, era o durere imensă. Mie îmi plăcea să pescuiesc. A trecut o săptămână, două, trei, a apărut soarele și apa s-a retras. Da, dar au rămas bâltoci. Au fost pești încărezători în acele bâltoci. Și nu au făcut efortul să se întoarcă în matcă. Oamenii din sat au venit și au cules cu mâna. Au scăpat numai cei care aveau memoria albie. Așa se va întâmpla cu românii, care au încredere în inundația asta penibilă, patologică și ideologică. Îi vor culege așa. Numai cei care au memoria albiei neamului se vor salva. Și aici aș adăuga ce a zis Chesterton, acest mare gânditor creștin britanic. Numai peștii morți se duc la vale cu curentul, ceilalți înoată împotriva curentului. Atunci aveți memoria de matcă. Asta ne salvează. Ce trăiește România acum? O inundație. Din toate punctele de vedere, virusologică, ideologică, genetică, naturală. Este un război quadruplu în omenire. Este un război virusologic premeditat, este un război ideologic subversiv de schimbare a felului de a gândi, a felului nostru de a fi. Este un război climatologic, pentru că s-a constatat că foarte multe lucruri așa puse pe schimbarea climatologică sunt de fapt provocate. Și este un război genetic de transformare a naturii umane. Iar la asta se adaugă, șocul, seismul migrației despre care putem vorbi, provocate. Sigur că această discuție nu este una, sau nu-mi doresc a fi una care plătește tribut evenimentelor în desfășurare. Însă stăteam și mă gândeam într-una din seriile trecute, oare ce spun mamele de soldați români care au murit în Afganistan, văzând în aceste zile ce se întâmplă acolo? În fapt, au fost 20 de ani care s-au dovedit a fi inutili și România a investit economic, dar a investit mai ales uman. Tineri care s-au dus, am asistat odată, aflându-mă în fundul Moldovei, este o localitate, nu o spun în sens preorativ, când îl aduceau pe un tânăr ce își pierduse viața în Afganistan acasă. Nu am văzut durere mai mare, întregul sat, întreaga comună plângea, părinții sfâșiați pentru că
murise și se întrebau și ei pentru ce. Da, bună remarca și mai ales imaginea. Știu că tot ce mi-a rămas, avionul acela care venea, funerariile respective pentru erou, președintele țării, nici n-are importanță cine a fost președintele țării, că oricum noi n-am avut decât niște efemeride și avem. Pe mine m-a marcat nu teatrul la ieftin și impostura aia de 2 bani, ci mama aia care se dădea cu capul de coșciuc, că acolo era copilul ei. Noi n-am avut niciodată armată de mercenari. E pentru prima oară. Aici, instituțiile statului, care sunt toate compromise și clonate cu elemente din afară, ăsta e tributul care s-a plătit și faptul că unii oameni au acceptat să se ducă acolo, într-o țară. Mi-aduc aminte de o emisiune din asta ușor așa evangelizantă, dar la modul prost, operativ, zicea cu noi să ne rugăm pentru cei care luptă împotriva terorismului internațional. Și iată că eroii noștri au plecat, nu știu, au plecat, eroii noștri au plecat. Avem la telefon pe cineva, să nu așa, da, este foarte bine că eroii noștri români luptă împotriva terorismului internațional. Patru telefoane din asta și să ne rugăm Domnului nostru, Bunului nostru Dumnezeu, Iisus Hristos, pentru a apăra viețile celor care au plecat. Și pe spune că Dumnezeu, de sus, s-a uitat la glob și a zis, ia să vedem noi cine mai este astăzi de serviciu cu impostura. Și a strâns așa, a focalizat și a zis, haide domne, să reparăm puțin chestia. A ascultat și el emisiunea. Și la un moment dat a întrerupt legăturile telefonice care erau toate dinainte aranjate, cum aranjează și acum, și a dat legătura unui pensionar. Pensionarul nu avea o pregătire ideologică foarte bine pusă la punct, presupune că mânca un iaurt la 2 zile, și s-a auzit o voce care l-a crispat pe ăla care umbla așa, dădea cu aghiazmă peste tot și zicea, alo, pot să vorbesc? Da, sigur, iată vocea senectuții ăla care vrea să-l bage și pe ăsta într-o alveolă de larvă stricată, care abia așteptăm să ne spuneți care este rugăciunea dumneavoastră și sprijinul pentru eroii noștri din Afganistan. Mă, băiete, mă, ce căutăm noi acolo, mă? Că ăia, săracii, nu ne-au făcut nouă nimic. Păi dar cum eroii noștri, ăsta i-a rămas pe CD, eroii noștri care se luptă acolo. Domnule, și la un moment dat ăsta lasă și zice, mă, băiete, mă, văd că de vorbă bună, tu nu înțelegi. Am să-ți spun cu versurile lui Eminescu. Eu mi-apăr sărăcia și nevoile și neamul și puțin Afganistan. Atunci, da, închidem pentru reclamă publicitară. Întotdeauna când nu le iese ceva, acum exact ca domnul Joe Biden, s-a închis pentru o reclamă publicitară. Tragedia care a lăsat-o în spate. Ce se întâmplă? Tot teatrul ăsta ieftin de suprafață, noi trebuie să-i vedem linie de forță. Lucrurile au fost făcute intenționat. În primul rând au precedente. Întotdeauna americanii, și nu mă refer la poporul american, Doamne ferește, pentru că poți să găsești oameni de cea mai bună calitate și nu numai asta, dar sunt oameni care reacționează acolo vehement. Mă refer, americanii ca politică au făcut crime de genul acesta, au dus, au creat, cum să spun, au pus plombe din aceste militare, până s-au retras, s-au creat dezastre, război civile și au creat guverne marionetă, ca și la noi de altfel, cu care au extras resurse, după care s-au retras și au lăsat haos în spatele lor. Aici mai este un lucru. Eu de ani de zile am spus că migrația este capitalizată în sensul că este plătită. Bombardez Siria mult de tot. În primul rând că au acolo beneficii, este, cum să spun, în zona aia foarte mult petrol, în zona mării la ei, la sirieni, și acolo era o bătaie foarte mare. Oamenii fug, săraci, pentru că sunt, dacă bombardez Petroșaniu, Doamne ferește, ce să facă bieții oameni? Fug în munți, nu? Sau fug mai departe, în alt oraș. Oamenii fug și au fost canalizați să fugă spre Occident, nu în altă parte. Bine, s-au și spre Turcia, pentru că UE a dat nu știu câte miliarde ca Erdogan să-i primească. Acestea sunt bombe etnice asupra identității și suveranității unui neam. Sunt bombe care distrug în timp identitatea națională. Până acum, noi am avut noroc printr-o prunie cerească că n-au venit aici cu milioane.
Și discursul meu nu este un discurs împotriva bieților oameni care sunt siliți să-și părăsească țara, ci este un discurs acestei, cum să zic, crime politice care se face cu ei. Căsăpești un popor, îl obligi să își părăsească țara, îl obligi până să supraviețuiască și să intre într-o zonă în care el niciodată nu se va adapta. Dacă stai de vorbă cu un occidental, o să vezi că lumea musulmană, populația musulmană nu s-a adaptat niciodată nici la democrație, nici la legile lor, pentru că au o anumită civilizație veche a lor care, cum să zic, nu corespunde acestui lucru. Dar opera a fost făcută de a dezmembra, de a lovi în etnicitate, pentru că se dorește să nu mai fie națiuni, se dorește și mai mult să nu mai fie etnii. Și de asta am zis că acest seism, dacă vrei, antropologic, este gândit tocmai pentru a amesteca. A amesteca. Suntem pe un front cu foarte multe... în ultima instanță este un potop. Este un potop la care arca lui Noe nu mai face față. Și atunci eu personal am optat să înnot de unul singur prin aceste valuri, dar vorba Sfântului Apostol Pavel, cu ochii țintă spre Iisus. Nu te uiți în dreapta, nici te uiți în stânga, că dacă vezi valurile, te scufunzi. Personal, trebuie să fiecare, ai auzit de unul dintre cele mai mari daruri, puterea personală. Un om dărâmă un imperiu. Un om cum Mahatma Gandhi a răsturnat tot Imperiul Britanic. Îmi aduc aminte aici de ceva scris de Mircea Eliade, era la studii, cred că în Calcuta, dar oricum în India. Și era în anticariat, căuta cărți, avea 21 de ani. Și la un moment dat cartușe, poc, 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 și trăgeau, era poliția britanică, armata, era o grevă pe stradă și s-a culcat instinctiv pe burtă. Să nu lovească cartușe. Și acolo a dat de un indian, că avea chestia punctul ăla roșu așa în frunte, cu turban, și de pe burtă indianul îi spune pe stradă uitându-se, uite ce face fratele tău alb în numele democrației. Au cai. Deci fuseseră masacrați ăștia care protestaseră și poliția britanică cu cai călcau capul în picioare cu copitele unui copil. Uite ce face fratele tău alb. Fratele meu alb face în continuare așa ceva. Că este Afganistan, că este Irak, că este Siria, că este Libia, că este România. Toată porcăria asta care este în America acum cu rasism și cu asta, dar cine l-a creat? Ei sunt nepoții celor care vindeau sclavi. Ce, bunicul tău a vândut vreun sclav pe aici? Nici pomeneară. Cine a făcut industria comerțului? Ei sunt nepoții lor și nepoții lor au devenit brusc peste noapte revoluționari și ne învață pe noi. Cine pe cine învață? Poporul ăsta cinstit, zicea Eminescu, iubesc acest popor blând, cum se cade la locul lui, pe spatele căruia diplomații croiesc hărți și împărații imperii de care el săra cu habar n-are. Ce disociere! Iubesc acest popor blând, cum se cade cu credință, pe spatele căruia diplomații cresc hărți și împărații imperii. Ca și acum, pe spatele, ia pe aici, pe un om din Petroșan, într-un bloc din ăsta amărât, să știe ce se întâmplă. El are pe Dumnezeu înainte cu icoana, la biserică, așa e tot poporul. Că tot vorbeați de această retragere în matcă și de memoria până la urmă pe care un popor ar trebui să albiei. O aibă. Da. Memoria albiei. Gândiți-vă că acum ne privesc oameni care au plecat din țară, au plecat pentru a trăi mai bine, pentru a se împlini material. Unii au plecat în semn de protest vis-a-vis de un sistem birocratizat, obedient, unde foarte puțini reușesc pe principii sănătoase, pe principii morale. Acești oameni nu mai vor să se întoarcă. Vin în concedii, vin de sărbători care mai vin,
ușor pe copii și aici vă citez: la momentul când semnezi cărți după conferințe, vezi că apar Miguel, Orlando, Pierluigi și așa mai departe. Practic, acest popor, câteva milioane de oameni plecați peste hotare, nu se vor mai întoarce niciodată. Nu trebuie să acuzați. S-a lucrat enorm de mult și se lucrează la distrugerea sentimentului de apartenență. Un detaliu. Zicea Michelangelo, nu dați importanță la detalii, să nu dați, că acolo se ascunde diavolul. Eram în taxi și șoferul taxi, un om, cum se cade așa bătrânel, el zice: domnul, dar am un copil de vreo 20 de ani, zic că dacă începe războiul, el nu luptă pentru țară. Și l-am întrebat de ce. Nu mai e a mea. Oamenii ăștia simt că nu mai este țara lor. Simt că, cum să spun, n-au unde să se întoarcă. Care guvern din România ai văzut sau vezi că a făcut efortul să se creeze un spațiu sufletesc, un spațiu legislativ, un spațiu economic, un spațiu social pentru că acești oameni să se întoarcă? Am stat de vorbă în California acum 3 ani, când am fost cu niște conferințe și am întâlnit cu niște români la masă care într-o fracțiune de secundă, cum să zic, aduceau tot aerul acela românesc și au zis: da, ne vrem să ne întoarcem în România. Dar nu avea un ideal să zică: domne, să exploatăm, să facem, să... Nu, vrem să facem un sat românesc. M-a impresionat extraordinar. Deci ei ar dori să se întoarcă în matcă, în sat. Ăștia, cum se spun, sunt criminali în serie la noi și lumea trebuie să știe lucrul acesta. Noi ne-am învățat să negociem cu răul, iar cu diavolul nu trebuie să stai de vorbă, că are imaginație infinită. Cum este să negociezi cu educația sexuală? Cum este să negociezi cu distrugerea sufletului unui copil? Să stai și să bagi în discuție așa ceva? Așa ceva nu se discută. Sunt lucruri care se discută și sunt lucruri care nu se discută. Nu se discută identitatea națională a unui om, nu se discută etnia lui, nu se discută credința lui. Immanuel Kant spunea că la nivel de opinie putem sta de vorbă până dimineață, la nivel de credință nu. Românul are această înțelepciune: câte bordeie, atâtea obiceiuri. Vorbim de ce s-a întâmplat în Afganistan și ce s-a întâmplat în general. Îmi aduc aminte de niște americani care au venit în India să facă parada modei cu femei goale și au zis: domnule, aici nu se poate, pentru că aici există de 5.000 de ani cultura voalului. Femeia are un alt statut la noi și ea, nu că trebuie să vă democratizăm, să vă... Și au făcut și în timpul spectacolului a ieșit un budist și și-a dat foc pe scenă. De ce întotdeauna trebuie să-și dea cineva foc ca să se înțeleagă că fiecare țară... Ideea foarte a lui Eminescu, într-un articol din Timpul, din la 1880, este de o contemporaneitate extraordinară. Am mai subliniat-o. El spunea că marea nu ar avea valuri. N-ar fi nicio mișcare dacă în apa mării nu ar fi temperaturi diferite. Știi, când te duci la mare, înoți și sunt curenți de apă caldă. Această diferență de temperatură, Eminescu, dar metafora, analogia este a lui genială, face ca apa să se miște, să fie valuri. Dacă n-ar fi diferențele de temperatură, apa, zice el, ar putrezi, s-ar băhni. Folosește un arhaism. Tot așa și viața socială a oamenilor ar muri în corupție, în speculă, și termenul ăsta este fabulos, în pornocrație. Dacă nu s-ar înțelege că avem feluri de viață diferite, dacă nu s-ar înțelege că avem culturi diferite, iar ăștia vor să ne facă pe noi la Comunitatea Europeană eprobete, ca la, cum să zic, sistemul de fase comunicante. Toarnă acolo, el trebuie să iasă și în partea asta. Și eu, și ungurul, și polonezul, și germanul, el toarnă apă. Deci și la Bruxelles și la Petroșan trebuie să fie la fel. Dar poate aici este o specificitate. Și poate și în Germania, în Berlin, este o specificitate pe care eu o respect. Profesorul meu și marele meu prieten, Gheorghe Ceaușu, care am dedicat cartea Dumnezeu să o odihnească, zicea: băi, pe diferența face apt dialogul. Diferența ne poate îmbogăți. Diferența. Și eu vin aici și mănânc și îmi place foarte mult să văd cum este bucătăria mămârlanului, legată de temperatură, de climat, de fel de a fi. Nu mănânc caracatiță și nu mănânc garizi aici, decât dacă am probleme. Mănânc ceva când mă duc dincolo, în Asia, nu știu ce, mănânc, sau în Grecia. Când părintele Cleopa a fost în Grecia și i-au dat fructe de mare, era în post și a zis: ce sunt astea? Zice că fructe de mare, de post. A, șmecherii grecești.
Moșu, el așa sfânt, i-a amendat, el nu vedea decât, el vedea postul al lui, știi, nu doar cu biologia că n-au sânge. Zice, șmecherii grecești, da. Ce repede se circumscrie această patologizare. Vezi și până și termenul de resetarea lumii. Resetează-l și după un țăran de aici care e cu oile. Spune că trebuie să fie altceva, să crească de personice. Adică diferența între om și calculator, frontiera se șterge cu guma, că așa au gândit ei că chestia asta de aici se poate manipula cu chipuri. Poate că nu înțelegem ce rău a făcut toată această perioadă, ultimii ani, pentru că în spațiul public se discută vag și se discută pe proceduri și se discută pe programe. Sufletește vorbind, această perioadă pandemică ne-a distrus copiii. Practic, aceștia au fost smulși dintr-un mediu care oricum era așa cum era, dar era un mediu organizat și aruncați într-o necunoscută. Cum se vor reabilita toate aceste lucruri? V-am auzit spunând un lucru senzațional, să facem o grevă generală, să nu ne mai trimitem copiii la școală. Da, atâta timp cât școlile devin robinete de, cum a zis, boli venerice sufletești, eu ca părinte n-aș face lucrul ăsta niciodată. De fapt, au început în America, în Canada, profesorii să-și retragă copiii de la școală. Dar românul nebunit are o indolență, deci nu o să știu și unde să-l duc, și eu acasă ce să-l învăț. Băi, învață-l orice. Am auzit una și mai gravă. Păi, trebuie să-l duc la școală, că eu n-am ce face cu el. Trebuie să merg la muncă. Da, el are dreptate. Omul trebuie să se ducă la muncă. Și părinții mei plecau la muncă, dar eu citeam. Îmi dădeau cărți să citesc, de exemplu. Și când se întorceau, discutam anumite lucruri. Ei, aici și părinții. Care părinți? Că nu mai sunt generația veche, sunt părinți noi de transnațională, din ăștia care aderă la așa ceva. Aici este pericolul. Aici intervine, cum să spun, cel rău are victorii de suprafață. Eu am mare încredere în gena asta românească nemodificabilă. Dar astea sunt niște traume, într-adevăr. Astea sunt niște traume. Am mai avut în istorie. De fapt, este posibil ca în acest popor să se întâmple ceva. Noi avem o memorie a cicatricelor și avem o conștientizare a vulnerabilității noastre ca popor. De asta s-ar putea să fie o rezistență mult mai mare din partea unuia care stă la o bere la terasă și ai sentimentul că este indolent, este inert. Are o frână personală. Dacă stai de vorbă cu oricare om simplu de aici, dacă ne ducem acum, nu știu, la o terasă, într-o piață și stăm de vorbă cu un om, chiar mi s-a întâmplat să stau de vorbă cumpărând niște roșii, găsit la doamna care vindea roșii o inteligență extraordinară. Și am văzut pe ciment niște urme de găină. Da? Gheruțele de găină, pe semne era cimentul mai proaspăt. Și au rămas urmele. Și i-am zis, găinile astea au lăsat urme, zic, pe ciment, ăștia care ne conduc, nu vor mai lăsa nicio urmă. Da, domnul Dan, da, sufletul nostru nu-i ciment. Fantastic. Adică rămâne trauma. Este, ce mi-a zis ea, era un palimpsest de suferință. Palimpsestul este un pergament sau o bucată de piele pe care scrii. Și dacă vrei să mai scrii, răzuiești. Și atunci rămân suferință după suferință, după suferință, după suferință. Doamna din piața care venea roșie a zis, da, domnul Dan, dar sufletul nostru nu este ciment. Remarcabil. Remarcabilă. Asta este gena care ne salvează. Asta este România needucată. Da, maestre, dar spunea Nichifor Crainic și mi-a plăcut foarte mult această remarcă, singurul lucru pe care omul rămâne stăpân, indiferent prin câte rele trece, este cugetul său. Păi ce ne tot văităm atât? Că la un moment dat alegem. Ne ieșim din cuget? Da. Nu mai suntem stăpâni pe el? Da, ai zis bine. Știi ce vroia? Că tot a fost serbarea la Pudna făcută acum, vai de capul lor. Eminescu zicea să fim uniți toți într-un cuget.
Noi nu mai suntem uniți într-un cuget. Este un fel de autonomie, zic, mișcare browniană. Fiecare cu independența, cu autonomia lui, nu mai este același duh cu care zicea părintele Adrian Făgețeanu când a întrebat-o pe fata aceea când a căzut Adam și Eva și a crezut că e vorba de un timp biblic și nu știa. Și zice, când nu a mai fost în același duh, pe urmă a venit șarpele. Când se despart doi oameni care s-au iubit și nu se mai vezi, când nu mai sunt în același duh, când se distruge un popor, când nu mai este în același duh, dar acum se lucrează la a schimba, și ai zis foarte bine, cugetarea, a ieșit din cugetarea românească și este un transfer, este o altă memorie. Uite, dacă îmi permiți să-ți fac o asociație, eu am fost pasionat de biologie și ai mei medici, mai știu ce, și am să spun cum se lucrează acum la secționarea genetică. E un farfece. Poți să-ți închipui un farfece care taie o genă. Pac! Pe asta s-a luat primul Nobel. Ea rămâne așa ca un arc deschis, capetele se netezesc. Știi ce face gena? Strigă după memorie ca să se refacă. Memoria este la altă genă în celula respectivă. Numai că celula respectivă între timp este infectată cu un ADN străin, cu un acid străin și dă copii false. Închipuiește-ți că gena aceea este un copil care în școală a fost educat că nu este istorie, că Mihai Viteazul a fost un derbedeu, că Ștefan cel Mare a fost curvar, că nu mai știu ce. Și atunci strigă după memorie și se întoarce la părinți. Numai că părinții sunt resetați prin educație. Închipuiește-ți mai mult de la ce se face acum din punct de vedere, cum să zic, genetic. Știi cum se întâmplă? E ca o hârtie. Și din genetică trecem în social. Omul nu are nevoie acum de să-și pună capul pe bigudiuri de inginerie genetică. Dar rezultatele care sunt sociale, pentru că laboratoarele de, sociale, de experiment social, sunt mână-mână cu cele genetice. Adică, el are memorie, zice mama. Cuvântul lui aparține memoriei. Se șterge cuvântul mamă, și nu, deci se șterge, lasă gol, și se transcrie părinte 1. Sau părinte care nu naște. Cuvântul țară se șterge și se pune regiune. Cuvântul neam se șterge și se pune populație. Și atunci el de la niște stâlpi de referință este într-un neam comportamental. El nu mai este român. Aici apare și românul hibrid. Îi vezi pe ăștia care, tinerii care sunt la conducere acum. Ai văzut alimente din alea care spune că s-ar putea să aibă urme de nu știu ce? Ăștia mai au urme de nu pot să zic de om, urme fiziologice, urme, de atâta urme, vorbește românește, nu mai are nicio legătură cu România, absolut nicio legătură cu credința. Ăsta care nu mai pune mâna pe Biblie să jure și ne zice, bă, jură măcar pe mersul trenurilor, că nu face accidente. Ăsta este gena aia tăiată, care nu mai are memorie, n-are unde să ducă. Copilul de astăzi se duce în neant. Asta este ingineria genetică. Știi că noi prin 1990, când ne scuturam, ieșeam din ghetou și veneau securiștii să ne conducă din nou, ăștia umblau la terapia genetică. Pe la 1990 a început terapia genică în laboratoare. Se poate stăpâni și acum materie de virus. Se pot stăpâni mari laboratoare din lume? Știm noi. Știi tu din Petroșan sau eu care m-a bătut capul bătând step și, cum să zic, făcând artă, ne preocupam de așa ceva? Și sigur că aici nu trebuie întreruptă știința, dar știința trebuie să se dezvolte de dragul omului, nu de dragul științei. Și îți dau un precept fantastic al unui mare pedagog. Inteligența, că tot vor haimanarele astea cu România educată și am văzut și niște rectori oligofreni care au zis că e nevoie de piața muncii. Inteligența, exersată de dragul ei, fără grația conștiinței, mai devreme sau mai târziu va croi haina lui Mephisto. Dă-i cu Mephisto, adică scot niște limbrici diabolici. Fără cultură generală nu se poate. Fără cultură generală poți să fii specialistul pește. Nu se mai creează procesul de conștiință. Întorcându-mă la acea afirmație a lui Nichifor Crainic, pentru că nu m-ați lămurit și poate că mai sunt oameni nelămuriți. Ieșirea din cugetare. Nu și-au pierdut cugetul,
în închisorile comuniste. 15 ani Nichifor Crainic, Adrian Făgețeanu, Valeriu Gafencu, Ion Ianolide, poate reacționează și Consiliul Național al Audiovizualului după aceste nume, întrucât noi acum suntem în ilegalitate, vorbind despre o acești oameni. O sfântă ilegalitate. O sfântă ilegalitate, dar vor spune tot ilegalitate. Și noi vom spune tot sfântă. Așa că fiecare cu palierul lui. Ei dacă... să rămână ilegaliști, că așa i-a fătat părinților. Ilegaliști. Când tata m-a întrebat ce ai învățat la istorie despre I.C. Frimu și a fost ilegalist. Vezi că, pe raftul 2 am o carte cu Regina Maria. Regina Maria n-a fost ilegalist. Bun, dacă acești oameni au rezistat acolo, evident că și în anii 40 au fost români care și-au vândut țara, care și-au vândut conștiința, care s-au dedat la acele atrocități. Însă, acum mi se pare o Românie inertă și este foarte grav faptul că se mimează acest act patriotic. E alt român. S-a creat o mutație. Pe unde s-a creat mutația asta? Mutația, știi când apare mutația din punct de vedere genetic? Când se schimbă ceva în informația de bază. Când s-a schimbat? Din 1948-49, de când s-a consolidat comunismul, s-au răsturnat valorile și martirii au devenit bandiți. Ca și acum, s-a ocultat istoria, iar din 1990 s-a pornit la un proces de anulare a memoriei, cum a zis bine un ziarist, memoricid. Sunt alții. Este un alt român, este doar vorbitor de limba română. Cei care rezistau atunci, mie mi-a zis părintele Teofil Păreanu o chestie extraordinară. M-am dus să-l văd, era în spital. Și nu știu cum am vorbit, eu vorbeam de tot așa de rezistență și brusc mi-a zis, mă, Dănuț, mă, n-a fost puțin cam repede? Și zic, repede ce? Păi din 45 în 48 să avem torționari. În 3 ani să avem torționari. Păi zic, am avut și martiri, știu. Păi n-am rezistat. De eu mă gândesc la torționarii aia. Sunt din familie de țărani, de... au fost și la biserică, au prins o lumânare. Fantastică remarcă. N-a fost puțin cam repede. Și uite, Teofil Păreanu, părintele Dumnezeu să-l odihnească, nu e puțin cam repede cu poporul ăsta? De ce te mai aduci să aprinzi o lumânare la biserică din moment ce tu te manifesti obedient? Păi săruți icoana, nu săruți și ciubota lui nenorocitul ăsta care vrea să spună... și asta nu vreau acum să acuz, din contră, vreau să atrag atenție și să stric cu durere la acest derapaj care se întâmplă. Sigur că există în poporul român un lot. Noi trăim acum pe enclave de români. Nu mai este un popor. Sunt enclave, exact ca la Dacii Liberi. Este exact cu ce s-a întâmplat aici, în zona aceasta. A venit Imperiul Roman cu toate scursurile lor și cu zeilor și nu au vrut să creadă în zeilor. S-au retras în munți. Noi ne retragem în munți de rugăciune. Zicea Sfântul, dar chiar că Sfânt a fost Simeon Soveja, a fost un sfânt martir. Simeon Mehedin Soveja zicea, cu ce ocazie te bași tu în socoteala mea cu veșnicia? De ce se bagă ăștia din spitala de boli nervoase de la Bruxelles în socoteala mea cu veșnicia? E în socoteala mea cu veșnicia. Aici este cugetul românului care tu vorbești. Și au fost scoși. Se lucrează la o altă escatologie. Escatologia este știința care se ocupă cu viața de după moarte. Nu mai este veșnici. Nici măcar nu mai este viitor. Există reprogramare. Există resetare. Asta vrea cel care vine și el se bagă în socoteala mea cu veșnicia. Îmi distruge socoteala cu veșnicia și la asta trebuie dat replică, trebuie înfruntat, pentru că altfel vom colcăi numai în analize politice. E altă formă de rezistență, nu mai este o formă politică, pentru că toate instituțiile au fost corupte, au fost infestate de agenți patogeni crescuți în laboratoare străine și de români, cum am zis așa, defect de clocire. Trebuie scoși, aruncați în afara stupului. Aici toată puterea personală revine la fiecare român, în fiecare familie, să-și creeze o cetate, cum am zis eu, de ani de zile zic, un mărășeș personal. Se rezistă personal, n-a zis individual. Și dacă instituția dispare, eu am plecat din Teatrul Național cu Teatrul Național, lor l-a lăsat clădire. Nu puteam să plec să las memoria lui Gheorghe Dinica, lui Calboreanu, Vrește. Am luat-o cu mine. Înțelegi? Și mor cu această memorie. Bibanu, profesorul meu, când vorbea de George Vraca, avea o lacrimă aici.
Aici când au venit niște tineri absolvenți de regie și de actorie în Teatrul Național, între timp erau pe la Sala Mare și fonoteca un inginer de sunet vocea lui Gheorghe Cozorici, aia, 3 octave, superbă, și spune unul, ci că să moară mama, ce voce bună are ăsta, cine? Și mașinistul în vârstă zice, este Gheorghe Cozorici. A, ăsta e la noi în comisie astăzi? Ăsta este rezultatul Institutului de Teatru astăzi. Ce părere ai tu de țara în care președintele Republicii deschide anul universitar un ATC cu artiști și spune că punctele cardinale ale artei și ale democrației sunt homosexualitatea, lesbianismul, teoria gender, mai știu. Și nimeni nu se ridică să zică, domnule, cum îți permiți să zici așa ceva? Noi avem puncte cardinale, credința, tradiția, istoria. Ah, că există acești oameni, cum zic ei, minoritate sexuală, Doamne ferește, nu trebuie nicio opresiune, nu trebuie nicio, cum să zic, nedreptate făcută asupra lor, pentru că, într-adevăr, dar cum poți să faci dintr-o chestie care e de domeniu medical, tu să faci puncte cardinale de îndreptare spirituală? Cine este omul ăsta care vine și spune așa ceva? Nu s-a revoltat nimeni. Și nu este vina lui. Că el, săracul, e clonat. El este făcut într-o clocire defectă, în stup. Este, nu-i vinovată la care spune să-ți dai pantalonii jos, ci tu că ți-i dai. Acolo erau artiști, cum să zic, sau viitori artiști. Ea acceptă așa ceva. Nu mai există reacție. Păi nu mai există, eu asta spun. Este un alt român. Este ieșit din cugetarea lui, este mutația, e numai informație. Dacă ăla stătea cu fundul pe un program pe care Radu Beligan murise de un an de zile, zice că tu știi pe ce stai? Că ce? Nu știu, zi el. Păi uite-te, bă, puțin. E o imagine, suntem în zona semnificației. Eu dacă văd o poză cu George Vraca sau cu Calboreanu, nu pot să calc pe ea. O iau de jos, o scutur, o pun. Este, suntem, cum zice Alexandru Dragomir, pentru mine, această imponderabilă, acest teritoriu pentru mine, este patria mea. Acest trecut pentru mine este istoria mea. Acest fenomen lingvistic pentru mine este limba mea. Pentru el nu mai există această semnificație. Este neant. El numai mutația se face când informația de bază este deja terminată. Dacă ăștia în teatru nu mai au informație de bază. Dacă le vorbesc de Aristide Demetriad, o să zică că este extremă dreapta la fotbal. În politică, dacă le vorbești oamenii ăștia de Ionelice, Bărăteanu, de Tache, Ionescu, o să spună cine sunt ăștia, domni. Deci nu mai spun că este o incultură. Ca și în presă, dacă vorbești de Panfil Șeicaru, de Sandu Tudor, bineînțeles, de Nichifor Traini, păi aici cine sunt ăștia? Aici sunt generații spontane. Generația spontană este ca genul aceasta băgată, nu mai are memorie. Este exact ca celula cancerigenă, care nu mai are memoria țesutului sănătos. Este doar vioaie. Așa, sare și se mulțește haotic. E veselă că există. Ea rezistă. E rezist. Celula cancerigenă rezistă. E hashtag rezist. O hashtag înainte. Da, și de ce? Și îl bagă pe om în groapă, omul moare, dar nu moare celula cancerigenă. Da, este un... specific. Ar fi interesant la un moment dat să discutăm și despre aceste legături pe care cele care se întâmplă astăzi le au. Întorcându-ne pe finalul acestei discuții, care sunt resursele poporului român pentru ca în viitor, undeva, cândva, să se nască o clasă politică responsabilă? Pentru că, vrând nevrând, acești oameni conduc, vedem cum au făcut-o de 30 de ani, țara înspre dezastru și îmi asum ceea ce spun. De fapt, suntem în plin dezastru moral, economic și așa mai departe. Care sunt resursele pentru ca în următorii 10, 15, poate 20 de ani lucrurile să se schimbe? În primul rând, speranța nu stă într-o clasă politică. Ai o verigă de gradul 2-3. Responsabilă. Responsabilă, dar ai o verigă de gradul 2-3. Este refacerea conștiinței naționale. Păi nu e o consecință, cumva. Păi, asta spun. Dar întâi este refacerea la nivel de popor a conștiinței naționale. Când nu mai este conștiință națională, nu mai există popor. Un popor este o conștiință națională, zicea Ionelice Breteanu. Cât valorează una, atâta valorează și cealaltă. Dorința fermă de a fi, zicea el. Acesta este rolul și rostul ei în lume.
Ionel Icebrăteanu. Conștiința aceasta. Conștiința aceasta a identității, apartenenței tale. Ia să vedem care este baza acestei conștiințe naționale românești. În primul rând, credința. Credința. În contextul în care mi l-ai arătat acum, totul este pierdut și numai de ce să te legi. Ai și, mi-ai spus care este. Este, din punctul de vedere, aurul este sub picioare. Mi-aduc aminte imaginea pe care a dat-o Nicolae Dabija, Dumnezeu să-l odihnească, când sovieticii politruci au intrat în satul lui Amărât Basarabean și, mă rog, i-au deportat, i-au băgat, vai de cap, ca pe niște vite și aia care au mai rămas de nedeportat, le-au luat toate icoanele din casă. Și au făcut un foc mare, imens, în mijlocul satului. Și a zis, rugați-vă, bă, acum. Hai să vă la ce vă rugați. Și s-au rugat. Și zice Nicolae Dabija, ne-am rugat la cuiul din perete. La cătul. Da, ce a spus... La care s-a rugat Calinii Caravan. Spunea un ziarist zile trecute că ce gest frumos a făcut Papa Francis, că s-a rugat singur în piața din Roma. Și a zis, vă dau un gest mai puternic. Cu Sfântul Calinii Caravan, care când au venit tutemiștii aia cu bumbești livezeni și au năpădit în mănăstire și se urinau pe cruci, făceau toate porcările pe acolo și au închis biserica, Sfântul stătea în genunchi în fața lacătului și se ruga 5 ani. Calinii Caravan, fost stareț al mănăstirii Lainiș, pentru cei care nu sunt familiarizați. Dar nu trebuie explicat. Lasă-i să caute. Să înțeleagă oameni. Nu. Nu mai caută nimeni. Nu-i nimic. O să-i caute sfinții pe ei. Dacă nu-i caută celălalt. Nu trebuie adenda să vorbim. Părintele Cleopa Sfânt, am început să ne cerem scuze. Pune bă mâna și află. Despre cui asta este bă. Mie. E de ajuns. Am aici la piciorul scaunului două cărți, evident sponsorizate cu ruble grele, da, ca să înțeleagă cei care sunt neliniștiți aceste lucruri, editate de compania Dan Puric, adică pe buzunarul maestrului Dan Puric, Omul Liber, este o carte tulburătoare pe care dacă o iei în mână, nu o mai lași. Mi-au Ai spus că n-am uit de om liber și așa este, sunt îngrijorat că ni se ia libertate. Da, adică sunteți mai liberi pe alte coperți. Da, dar uite ce libertate ai dincolo pe coperta cealaltă. Păi ați telefonat-o, cum s-ar spune. Maestrul Dan Puric mergea mai bine cu omul îngrijorat. Da, dar nu, sunt îngrijorat că ni se ia libertate, e mai bine așa. O găsiți pe unde o mai găsiți, pentru că nu prea o mai găsiți. În România nu prea mai găsești cărți, găsești multă maculatură. Există acum, am văzut în librării, 50% din rafturi sunt ocupate de albume foto. Sau jucării de plastic pentru copii și păpușa Bambi, nu știu cum numește așa, una blondă. Și stupidă. Harry Potter. Da, la școală se predă. S-a scos Miorița și asta și o să meargă toți pe mătură. Iar această carte, Bătălia de la Jiu, a văzut lumina tiparului datorită eforturilor maestrului Dan Puri, care a căutat, a găsit, a stăruit, are o sfântă înverșunare atunci când vine vorba despre astfel de proiecte, adică nu se lasă până când nu o vede dusă la bun sfârșit. În fapt, cei care sunt responsabili și ar fi trebuit să cultive, cei care ar fi trebuit să editeze astfel de cărți, nu au făcut nimic. Eu mă bucur că a văzut lumina tiparului. Sunt foarte multe date interesante. Există un cuvânt înainte al maestrului Dan Puric. Este tragicul marș în răspăr cu lumea al fiului către chipul luminos al tatălui său. Este sufletul însuși al autorului acestei cărți, comandorul de marină Virgil Alexandru Dragalina, care își duce propria bătălie de la Jiu, ridicând din calea răutăților lumina adevărului istoric acolo unde știe că se odihnește cinstea numelui de român, chipul neîntinat al tatălui său, generalul Ioan Dragalina. Emoționant este puțin spus, scrieți bine, cum remarca la un moment dat
cineva. Sunt două bijuterii pe care puteți să le comandați și online. Poate că ar fi bine, e o sugestie pe viitor, pe aceste cărți să apară și un număr de contact pentru cei care vor să le difuzeze, pentru că, repet, în România a fost amputată. Vedeți, ei au știut că sunt oameni la care nu pot să le scoată din cap faptul că trebuie să scrie. Și atunci au tăiat, au amputat rețeaua de distribuție. Nu mai sunt librării, chioșcuri, nu mai este nimic. Le găsiți în conferințe, sunt cele mai ieftine cărți ca preț din România și eu vă sfătuiesc să le aveți musai în bibliotecă. Ați vrut să spuneți ceva? Da, vreau să spun că bătălia de la Jiu a văzut lumina tiparului și întunericul Ministerului de Apărării Naționale. Au fugit toți ca prigoriile, pentru că se vorbea de eroism. Ar trebui să vadă telespectatorii privirea lui Dragalina. Calmă. Da, noi o să senină. Suprapunem oricum da. Această imagine. Senină. Nu se mai găsește și pe semnul ăștia din armată, dar acum s-a speriat. N-are privire NATO. Da, un dispreț privire... în fața morții. O distanță, o detașare dacică. Și cum în același timp o seninătate creștină, Dragalina, și altă gen, altă archip românesc. Acum, dacă l-ar fi făcut pe unul din ăsta, să uită stânga-dreaptă să vadă cine, dacă mai vine cineva pe aici. Are privirea piezișă, ascunsă. Eu se uită așa. Dacă deschide cineva cartea și vede privirea lui von Falkenhayn sau lui Mackensen, necruțătoare, și cu ce privire s-a uitat Dragalina la ei. Și săracul înainte simțea că moare și a zis să mă îngropați, mă, cu fața spre Banat. Și de-aia Ministerul Apărării Naționale de astăzi s-a apărat. Da, evident că la momentul când acest proiect a fost prezentat ca inițiativă, toată lumea a aplaudat, venim, sprijinăm. Poate este mai bine că s-a întâmplat așa. Îl compromiteau. Așa mai bine pleacă de la om la om, că instituțiile la noi fiind compromise, compromit așa ceva. Și eu sunt fericit că am reușit această carte, mai ales pe Valea Jiului și datorită ție în primul rând, să o dau inimilor unor oameni care au nevoie să citească. Restul, fugiți de instituțiile statului român și duceți-vă către cuiul din perete unde se rugau basarabenii. Mulțumesc! Doamne ajută, nu uitați că din când în când, din ce în ce mai rar, însă din când în când maestrul Dan Puric mai apare pe aici, pe acolo, pe unde poate, pentru că există și această isterie mediatică, dacă te duci la Antena 3, ești de-a lui Dan Vonchiculescu, dacă te duci la România TV, ești de-a lui Ghiță. Apropo, pe cine în spate? Ca să terminăm. O ciocănitoare, de la începutul emisiunii am auzit-o. Despre asta este vorba. În sfârșit, ai ceva natural. Da, și igienic. Și igienic, da. Sanitarul pădurii. Apropo, că tot am vorbit de rasă igienic. Doamne ajută! Să fie România plină de ciocănitori.